Doamnă președintă, doamnelor și domnilor deputați, stimați colegi, în aproximativ 2 ani de guvernare a coaliției PNL-USR plus UDMR, au ars aproximativ 20 de spitale, la unele înregistrându-se chiar explozii în secțiile de terapie intensivă, iar 47 de români au ars de vii, unii chiar legați de paturi. Oare dacă l-am întrebat pe domnul președinte Klaus Iohannis ce părere are despre lucrurile fantastice realizate de guvernul său, ne-ar spune că așa arată România normală sau România eșuată? Domnilor guvernanți, în mai puțin de 2 ani de guvernare, ați împrumutat zeci de miliarde de euro, bani care nu se văd nici în numărul de paturi de terapie intensivă, nici în modernizarea secțiilor ATI, nici în modernizarea rețelelor de electricitate, a stațiilor de oxigen, a prizelor sau a sistemelor de încălzire din spitale și cu atât mai puțin în condiții de tratare moderne și la nivel european. Unde sunt banii, domnule prim-ministru? Nu puteți explica? Măcar acum, în cel de-al 13-lea ceas al guvernării, pentru că ce ați îndatorat românii sau nici dumneavoastră nu aveți o lampă fermecată care să vă șoptească cum să ieșiți din acest carusel al minciunilor în care vă afundați. Domnule ministru al sănătății, vă solicit de la această tribună ca în regim de urgență să demarați investiții masive în spitalele din România. Românii nu merită să fie tratați numai în mod egal. Cu toții trebuie să avem aceleași șanse la viață, fie că vorbim de spitalele din capitala țării sau de cele de la Abruț sau Câmpeni din Munții Apuseni. Niciun român nu trebuie lăsat în urmă, niciun român nu trebuie să meargă cu frică la spital din cauza faptului că în România eșuată, guvernul nu poate garanta siguranța și integritatea fizică. Este mai puțin probabil să mergi la un spital în România cu speranța că te vei vindeca fără să mori carbonizat sau fără să te infectezi cu infecții nozocomiale, decât să crezi că într-o bună zi vei câștiga la loterie, decât să împărțiți înaintea moțiunii, pe repede înainte, banii din fondul de rezervă către primarii care v-au votat la Congres, mai bine deblocați sumele necesare modernizării de urgență a spitalelor din fiecare județ, pentru că astfel este doar o chestiune de timp până când o nouă tragedie, precum cele de la Constanța, Piatra Neamț sau București, se va întâmpla. În încheiere, domnule prim-ministru, vă repet și am să vă repet acest lucru până veți înțelege că nu ați fost votați ca să vă jucați cu viețile oamenilor. Domnule prim-ministru, domnilor miniștri, românii vor spitale, nu congrese electorale. Vă mulțumesc. Deputat de Alba, Radu Marcel Tuhuț.